Denis, cum a fost și acest nou meci amical? Bună seara! Cred că a fost un meci benefic. Am încercat să ne facem antrenamentul, să zic așa, să legăm relații între noi și cred că a fost un antrenament benefic. N-au mai fost multe goluri ca în celelalte meci? N-au mai fost multe goluri. Am urmărit și noi altceva, am încercat să cum am spus, să creăm relații între noi și să vedem ce facem bine și așa, pentru că mai puțin și începe campionatul și trebuie să ne punem la punct cu toate aspectele. Cum e cu fanii, așa, mereu aproape de voi în amical? Ne bucurăm foarte mult. Data trecută când am fost aici nu veneau la meciul amical, acum au venit. Ne bucurăm foarte mult că sunt aproape de noi și sperăm să fie tot așa. Ce ai regăsit la FCSB? Ce am regăsit? Aceiași băieți cu determinare, același staff care m-a primit bine ca la început și o dorință de a câștiga. Care este obiectivul tău personal? Obiectivul meu personal este să mă antrenez cât mai bine, dacă merit să joc, să prind cât mai multe minute și de acolo cred că va urma tot. Dar ai venit cumva schimbat? Păi nu știu, asta trebuie să spună, cred că, lumea din jurul meu. Cred că sunt tot același Denis care am plecat. Am venit și eu cu o dorință mai mare de a câștiga și de a mă antrena și încerc să fac totul cum trebuie. Îți place rolul de fundaș central? Da, am mai spus-o de atâtea ori. Cam la fiecare întrebare pe care mi s-a pus, am răspuns cu același răspuns. Și mă simt foarte bine acolo. Acum trebuie să le mai placă și celorlalți, nu? În special patronului. Da, eu sunt aici să-mi fac treaba cât de bine pot și cine trebuie să aprecieze, va aprecia. Denis, sunt 7 ani fără titlu. Ce se întâmplă în Alofi acum, când peste o săptămână începe campionatul? Ce să se întâmple? Vom încerca să muncim cât mai mult, să câștigăm toate meciurile și sper că la final să fim noi învingători, pentru că, cum ai spus și tu, este o distanță destul de mare de la ultimul titlu și ne dorim foarte mult. Urmează o perioadă grea, meciuri din 3 în 3 zile. Crezi că puteți face față toate competițiile? Da, de ce nu? Avem un lot numeros, avem un lot valoros și asta ne propunem. Dar pe ce vă veți axa în perioada următoare? V-ați fixat un obiectiv intern? Păi toată lumea știe, intern ne dorim campionatul, extern grupele Conference League. Adică toată lumea știe chestia asta. Se poate duce lupta pe ambele? Normal, de ce nu? Cum am spus, conturi? Avem un lot numeros, un lot valoros și cred că vom putea duce foarte bine. La nivel defensiv totuși echipa pare puțin fragilă. Mai aștepți fundași centrali? Crezi că vor mai veni? Habar n-am, nu știu, nu sunt eu în măsură să spun sau să-mi dau cu părerea. Cine va veni va fi bine primit lângă noi ca toți ceilalți băieți și cine vine trebuie să ajute echipa. Cu cine crezi că vei face pereche? Habar nu am eu, la fel ca și colegii mei încercăm să ne pregătim și cine va juca la momentul jocurilor vom vedea atunci. Да.